De ce poliția nu ne spune pentru cine au votat oamenii care au fost plătiți ca să voteze la prezidențialele din 20 octombrie? Și dacă puteți să ne spuneți aceste nume de candidat acum. Întâi și întâi de toate trebuie să ținem cont că poliția este o instituție a statului care de fapt realizează niște măsuri procesuale și de normă legală și care trebuie să respecte. Indiferent cine nu este candidatul și cine nu reprezintă acel candidat, noi trebuie să respectăm în primul și în primul rând legea. Ori la ziua de astăzi, în circumstanțele când ne dăm străduința de a respecta buchia legii, pe colegii mei există mii de plângeri la acest capitol. De aceea noi trebuie să avem în primul și în primul rând respectarea, noi să demonstrăm respectarea legii în fața cetățenilor, indiferent chiar dacă acel cetățean încalcă legea, noi trebuie să demonstrăm în primul și în primul rând respectarea normei legale. Către instituțiile statului abilitate sau competente de a examina astfel de acțiuni, au fost informate inclusiv și despre candidații care au fost vizați. Dar am spus și trebuie să repet, noi trebuie să respectăm și noi legea pentru a asigura că toți cetățenii o respectă. Bine, am să formulez altfel întrebarea ca să nu fiți nevoiți să dați un nume. Vreunul dintre acești candidați se va regăsi în turul 2 al alegerilor? Bine, eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, dar eu am spus, eu sunt obligat ca să respect legea. Bineînțeles, în momentul când eu aș spune da sau nu, automat s-ar deduce. Ce? Nu este poate fi oricare dintre cei doi candidați. Sunt cu doi. Siguranță în spațiu public pot apărea și cu siguranță apar diferite rupturi sau din diferite grupuri. Dar eu am spus, prin prisma normei legale, eu trebuie să respect legea și eu o respect în raport cu fiecare cetățean, chiar dacă el este vizat într-o normă penală sau o normă contravențională. El este cetățean al Republicii Moldova și noi trebuie să asigurăm pentru toți echitate. De acord. Iată tocmai această normă pe care trebuie să o respectăm, prezumția nevinovăției. Puteți să ne dați asigurări că vom avea alegeri libere și corecte, nefraudate în cel de-al doilea tur? Eu vreau să vă asigur că vom acționa prompt, ori de câte ori este nevoie și vom întreprinde toate acțiunile ca alegerile să fie democratice, corecte. Și mai mult ca atât, chiar la acest moment suntem în alte acțiuni procesuale de percheziție într-un alt raion al Republicii Moldova, exact ca și în cel de aseară, unde lucrăm pe informații pe flagrant. Am înțeles. Mulțumim mult, domnul Cernăuțeanu, pentru intervenția din această seară.